Trofeul juniorul anului 2015, Adina Diaconu. La cei doar 15 ani ai săi, a obținut 4 medalii de aur și 10 titluri europene la tenis de masă, ocupând poziția a 3-a în clasamentul all-time la egalitate cu Otilia Bădescu. Ocupă locul 10 în clasamentul mondial la categoria U18. Cum mama este profesoară de educație fizică și sport, Adina și-a petrecut de mică mult timp în apropierea sălii de sport. A atras-o tenisul de masă și, ca orice copil, a decis să-l joace. Descoperită de Felicia Konenski, antrenoarea grupelor mici de copii de la LPS Slatina, Diaconu a lucrat cu aceasta până pe la 12-13 ani. De atunci, ea a obținut rezultate care au anunțat-o drept o sportivă de mare perspectivă. A urcat apoi în grupele pregătite de Petre Arnăutu. Obiectivul principal al Adinei? Să participe la Jocurile Olimpice din 2020.